Pentru această seară, două prorocite din Biblie, Debora și Hulda. Până acum am luat doar proroci, adevărat, ei sunt mai mulți în Biblie, însă Biblia păstrează pe paginile sale și relatări despre situații când femei au fost prorocițe. Prima dintre ele, Debora, a trăit în perioada judecătorilor, deci perioada imediat după ieșirea lui Israel din Egipt și scrie despre ea în Judecători capitolul 4 și 5, iar cea de-a doua, Hulda, ea a trăit în perioada împăraților, mai exact o întâlnim în timpul împăratului Iosia și despre ea scrie în a doua carte a Cronicilor capitolul 30 și 4. Scrie și în Doi Împărați, dar noi ne folosim de textul din 2 Cronici 34. Vedeți? Această problemă este și în Noul Testament, de aceea o abordăm pentru că este valabilă pentru noi, este încă actuală. Sunt lucrări care se execută separat. Bărbații au unele specifice lor și femeile au altele specifice lor. De exemplu, capitolul naștere rămâne al surorilor și cred că aici nu ne-am înghesuit. Un alt aspect, de cum ar fi cel al slujirii, prin predicarea Evangheliei, rămâne strict al bărbaților. Dar domeniul acesta al prorociei este un domeniu comun. Atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament, întâlnim atât bărbați, cât și femei chemați de Dumnezeu să fie proroci. Noi o să luăm doar două dintre ele, însă în Biblie mai sunt și alte prorocițe, cum ar fi Maria, sora lui Moise, cum ar fi Ana, fata lui Fanuel, cea din Luca capitolul 2, care l-a așteptat pe Iisus la templu când a fost mic, cum ar fi fetele lui Filip din Fapte 21 și alte situații, credem că au mai fost de-a lungul istoriei biblice și apoi a bisericii. E adevărat, nu vrem să scăpăm din vedere faptul că pe lângă prorocițe adevărate au fost și prorocițe false. Biblia spune în cartea Apocalipsei, capitolul 2, versetul 20, despre femeia aceea, și este dată cu numele, devenit un nume simbolic, Izabela, care se zice prorociță. Și pentru că în vremea noastră, în lumea noastră penticostală, dacă o putem numi așa, există foarte multe femei prorocițe, dacă nu cumva mai multe decât bărbați. O statistică exactă, Dumnezeu știe. Că dintre toate care sunt, parte sunt adevărate și parte sunt false. Dar oricum problema este actuală și merită să ne uităm la aceste cazuri din Biblie, să vedem cum au funcționat ele și cum trebuie să funcționăm și astăzi. Și aceste lucruri sunt menționate nu doar pentru proroci, pentru că din sală doar puțin sunt proroci, dar sunt menționate pentru noi, ca să știm noi cum să facem. Se amintește frecvent că în privința prorocilor nu trebuie să ne scăpăm în extreme. Adică o extremă să nu credem deloc și cealaltă extremă de acum să punem Biblia undeva deoparte și să avem numai prorocii. Eu am întâlnit, nu un caz, ci mai multe, oameni care au caiete întregi, numai cu prorocii. Dar în unele situații, din multe prorocii, dacă ei pune să descălcească ceva, nu mai pot să se pună ceva cap la cap să știe exact ce au de făcut. Este adevărat. Biblia la un moment dat spune, și în Vechiul Testament și în Noul Testament, că ar fi indicat să fie cât mai mulți proroci. Însă, același lucru spune Biblia despre învățători. Însă, de asemenea, și despre proroci și despre învățători, Biblia spune să fie mulți dacă sunt buni, că ăștia toți vorbesc într-un ton. Dar dacă sunt mulți și răi, evident, poate ca la Ahab, vorbesc și ei toți într-un ton, dar pericolul este mai mare că îmi bată lumea de cap. Însă pe noi Domnul să ne lumineze și ne va lumina dacă vom vrea să ne lăsăm luminați. Așa e scris în Evanghelia după Ioan capitolul 1, că lumina luminează pe orice om venind în lume. Doar cine nu vrea, spune Domnul mai departe în Ioan capitolul 3, cine nu vrea să vină din întuneric la lumină și îi place întunericul, doar acela nu poate fi lumina. Dar în rest, când Dumnezeu zice ca în Genesa 1 să fie lumină, se face lumină. Și să se facă lumină și în seara aceasta, într-anumite lucruri. Amin.
Să luăm aceste două femei în ordinea în care apar în Biblie, deci mai întâi deschideți la Judecător capitolul 4 și 5, unde scrie despre Debora. Aici, în versetul 4, scrie așa: pe vremea aceea, judecător în Israel era Debora, prorocița, nevasta lui Lapidot. Nu ni se spune în Biblie ce slujbă avea soțul ei. Să privim cum facem noi de fiecare dată la capitolul prorocilor, câte ceva mai întâi uitându-ne în viața lor. Că așa ne-a învățat Domnul Iisus. Mai întâi să-i căutăm la viață și apoi la prorocie. Mai întâi ne uităm la viață și apoi la ceea ce au spus ei. Despre această femeie vom aminti doar două lucruri, pentru că puțin este scris despre ea. Este scris aici că a fost mai întâi, ce credeți dumneavoastră că a fost? Prorociță sau judecător? Și vă aduc un caz care ne lămurește puțin. Cazul lui Samuel este un caz cunoscut și dat mai în detalii în Scripturi. În primul rând, Samuel a fost proroc. Dumnezeu l-a chemat și spune Biblia acolo în 1 Samuel capitolul 3, căci faptul că Dumnezeu îl folosea, mesajele lui se adevereau, a ajuns să fie cunoscut în toată țara. Și potrivit principiului că judecătorii nu erau slujba de judecător ca cea de împărat care se moștenească din tată în fiu, ci cel pe care Dumnezeu îl ridica și toți vedeau că ăsta e omul lui Dumnezeu pentru acea vreme, îl puneau judecător. Samuel n-a moștenit slujba de judecător de la tatăl său, de la Elcana. Nici nu i-a lăsat-o prin testament mare preot Eli. El a devenit judecător în Israel în mod natural. Poporul a văzut că nimeni nu-i altul chemat de Dumnezeu decât el. Nimeni nu l-a mai contestat. Toți au cunoscut că așa trebuie să fie. Și eu cred că același lucru s-a întâmplat în dreptul acestei femei. Ea a fost o prorociță a cărei mesaje s-au adeverit, a ajuns să fie cunoscută și se pare că a fost o vreme, chiar și războiul ne dovedește asta, când bărbații parcă erau lipsiți de curaj în vremea aia. Și Dumnezeu a folosit-o pe această femeie. Ea a fost mai întâi, citim aici despre ea, un proroc. Nu aceasta a fost prima ei prorocie ce scrie aici. Înainte de a scrie prorociile de aici, ni se spune despre ea că a fost prorociță. O prorociță cunoscută în Israel prin prorocii care n-au ajuns să fie păstrate, scrise până la noi acum. Apoi, în al doilea rând, ea a devenit judecător, spune versetul 5. Ea ședea sub finicul Deborei între Rama și Betel. În muntele lui Efraim și copiii lui Israel se suiau la ea ca să fie judecați. Acum, noi putem face socoteală gândindu-ne la întregul context al Bibliei. Știți că și la Samuel oamenii veneau să întrebe pe Domnul. Veneau să întrebe pe Domnul și prin faptul că prin ea era un mesaj. Apoi, lângă acel mesaj, înseamnă că exista și un duc de judecată, asta presupune un duc de înțelepciune în ea, și oamenii primeau lămuriri. Și fără să fie pusă judecătoare printr-un ordin special sau printr-o alegere democrată, cum ar veni acum în popor, ea în mod natural a ajuns să fie judecătoare în Israel prin hotărârile care Dumnezeu le dea prin gura ei. Așa cum mai târziu la Solomon, tot poporul a văzut că hotărârile de judecată veneau din partea lui Dumnezeu. Și așa se face, spune în capitolul 5, 31, că țara a avut odihnă 40 de ani. Așa s-a derulat viața ei de prorociță și viața ei de judecător în Israel, încât așa dădea judecățile de drepte, încât 40 de ani, adică socotesc normal cât a trăit ea, țara a fost condusă cu pace. Așa se rosteau sentințele, așa s-au derulat lucrurile, încât tot timpul cât ea a trăit, a fost pace în țară și lucrurile s-au îndreptat față de vremea trecută și au fost puse într-o ordine după voia lui Dumnezeu. Fără să ne întindem prea tare în a rosti binecuvântări, nu în a pune neapărat surorile în față, dar dorim ca Domnul să ridice femei înțelepte. Atât ca prorociții, cât și ca judecată, cel puțin în dreptul cât lor le este dat să judece. Ca în jurul lor, prin slujba care o fac, prin viața care o desfășoară, să creeze pace, liniște, armonie în poporul lui Dumnezeu și să fie toate lucrurile bine puse la punct.
Să privim acum mai mult asupra activității, pentru că aceasta este scrisă aici. Există aici o prorocie pe care eu am numit-o prorocia războiului de eliberare. Spune aici Biblia, versetul 2 din capitolul 4, că Israel ajunsese rob în mâna împăratului Canaanului, care împărat era Iabin și căpetenia oștirii era Sisera. Și ea a rostit o prorocie care este scrisă aici începând cu versetul 6. Însă, înainte de a rosti această prorocie pentru eliberare, din versetele care sunt scrise aici, o să citim imediat, se pare că ea a mai prorocit o altă eliberare înainte. Nu eliberare de sub o armată cananită, ci eliberare de sub niște zei cananiți. Pentru că rețineți ceva, întorceți o foaie în urmă. Spune Biblia în Judecători, capitolul 2 cu 12. Auziți ce facea poporul. Au părăsit pe Domnul Dumnezeu părinților lor, care îi scosese din țara Egiptului și au mers după alți dumnezei. Dintre dumnezei, poporul care îi înconjurau. Și acum versetul 13, au părăsit pe Domnul și au slujit Baal și Astarteilor. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel și i-a dat în mâinile unor prădători care i-au prădat, i-au vândut în mâinile vrăjmașilor de jur împrejur și nu s-au putut împotrivi vrăjmașilor lor. Rețineți cum era ordinea. Înainte de a cădea ei pe mâna poporilor din Canaan, mai întâi ajungeau să slujească idolilor din Canaan. Și atunci demonii respectivi spuneau lui Dumnezeu, Doamne, dacă ei ne slujesc nouă, atunci supușii noștri sunt popoarele astea cananite, atunci să slujească și lor. Și înainte ca să fie eliberați de popoarele cananite, trebuiau mai întâi să fie eliberați de dumnezeii cananiți cărora li se închinau. Atunci toți vroiau să nu fie supuși cananiților, dar să slujească dumnezeilor cananiților, aceasta nu se poate. Era legată o problemă de cealaltă. Cum au ajuns să slujească zeilor din Asiria și din Babilon, Israel, mai târziu? Simplu. A slujit mai întâi zeilor și apoi Dumnezeu a făcut să fie robi poporilor a căror dumnezei erau zeii respectivi. Și asta le-a prorocit, vom vedea noi, spune aici în 4 cu 1, copiii lui Israel iarăși au făcut ce nu place Domnului. Și citim apoi în capitolul 5 de la versetul 7. Căpetenii erau fără putere în Israel, fără putere. Până m-am sculat eu Debora, până m-am ridicat eu ca o mamă în Israel. El își alesese noi dumnezei. Atunci război era la porți, dar nu vedeai nici scut, nici suliță la 40.000 în Israel. Și Samuel mai târziu la fel a procedat. Înainte de a izbăvi de filisteni, Samuel le-a prorocit izbăvirea mai întâi de zeii filistenilor. Întoarcem puțin la întâia carte lui Samuel și ne lămurim întru totul. Spune aici în 1 Samuel capitolul 7. Versetul 3. Samuel a zis întregii case a lui Israel, dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți dumnezeii străini din mijlocul vostru, Astarteele, îndreptați-vă inima spre Domnul, slujiți-i numai Lui și El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Aceasta a fost regula în Canaan. Mai întâi izbăvirea de sub idolatrie și apoi izbăvirea de sub dominația poporilor respective. Să urmărim însă acum ce a prorocit ea despre război. Uitați ce prorocie frumoasă a fost aici. În capitolul 4, de la versetul 7. Și 6, partea a doua. Iată porunca pe care a dat-o Domnul Dumnezeul lui Israel. Îi spune lui Barak, du-te, îndreaptă-te spre muntele Taborului, ia cu tine 10.000 de oameni din copiii lui Neftale și din copiii lui Zabulon, voi trage la tine la pârâul Chison pe Sisera căpetenia oștirii lui Iabin, împreună cu carle și oștile lui, și îi voi da în mâinile tale. Uitați ce detalii dă în prorocie. Cine să conducă armata lui Israel, cât soldați să ia, unde să se ducă să dea bătălia și cum îi va trage Dumnezeu pe străin la pârâul respectiv și va da biruința. Câte detalii într-o prorocie scurtă.
Și toate detalii importante. Detalii de război. Mă gândesc, așa cum e scris în Daniel, că războiul ține până la sfârșit. Multe armate și-ar fi dorit câte un proroc ca Elisei sau câte o prorociță ca asta, ce bun ar fi, nu? Dar dacă nu slujesc Domnului, nici n-au așa ceva. Însă Domnul pe noi, pe biserică, ne-a binecuvântat cu așa ceva. Nu luptă împotriva cărnii, că nu avem de luptat cu săbii și sulițe. În luptă împotriva duhurilor. Și Domnul dă astfel de prorocii ca să ne conducă în aceste războaie. Uitați, aceasta a fost prorocia. Însă Barac spune în versetul 8, dacă vii tu cu mine, mă voi duce, dar dacă nu vii cu mine, nu mă duc. A crezut ăsta prorocia, dar așa a crezut-o vreo 70-80%, știți? O fi, dar să ții și tu de un capăt. Atunci îți liniștit. Și atunci vine a doua prorocie, o anexă la prima prorocie. Versetul 9, ea a răspuns, voi merge cu tine, asta e tot prorocie, dar nu vei avea slavă în calea în care mergi, că Domnul va da pe Sisera în mâinile unei femei. Uite alt element al prorociei, cine va omorâ pe comandant? Vedeți ce îi spune Domnul aici la Barac? Măi, bărbat ești tu, primul bărbat în Israel și ți-e frică. Ca să-ți arăt ce înseamnă să mergi cu Domnul, uite, pe cel mai viteaz din oștirea lor îl pun să îl omoare o femeie la domiciliu. Vedeți? Ce le separe oamenilor mai greu uneori, aia rezolvă Dumnezeu cel mai ușor. De-aia spune Biblia, este ceva oare prea greu pentru Domnul? Primim uneori câte un mesaj din partea lui Dumnezeu. Să facem așa. Ne temem, ezităm și vine Domnul și ne mai ajută. Dar taie din premiu. Dumnezeu uneori ne însărcinează. Dar dacă nu vrei, tu consideri că nu poți, atunci Dumnezeu e nevoit să recurgă la alte metode. Că Dumnezeu tot își face lucrarea. Dar își dovedește că poate să-și o facă prin cine găsește El de cuvință. Și aici în textul acesta avem aceste două femei, Debora și Aiela, care au dovedit că puterea este a lui Dumnezeu. Și că Dumnezeu pentru el este simplu când vrea să facă ceva. Poate să facă copiii să-i pună la treabă. A spus Domnul Iisus, dacă voi tăceți, fac din pietri și din aia care sug la țâță, îi pun pe aia să rezolve problema ce nu vreți să rezolvați voi. Dumnezeu se supără când nu vrem să acționăm și când ne temem. Și Barac acum a plecat, e adevărat, cu Debora. S-au apropiat taberele una de cealaltă și spune aici, apare încă o prorocie scurtă, versetul 14. Atunci Debora a zis lui Barac, scoală-te, căci iată ziua când dă Domnul pe Sisera în mâinile tale. Într-adevăr, Domnul merge înaintea ta. I-a spus prin prorocie un alt element important al războiului, ziua când se atace, astăzi pornește. Iată ziua, știți că mai târziu Domnul a făcut astfel de prorocii, de exemplu, timpul lui David, acum atacă sau în alte războaie care au fost. Este foarte important nu numai să știi ce trebuie să faci, când să faci. Spune Biblia în cartea Eclesiastului că fiecare lucru și are vremea lui. Dumnezeu putea din prima zi să-l aducă pe David să se bată pe Goliat. Dar a lăsat Dumnezeu să le dea o lecție la evrei până să-l aducă de-abia într-a 40-a zi. Să vină, și asta este numărul 40, este un număr de încercare. Până și-au terminat testările Israelului și după aia a venit la momentul potrivit, David și-a câștigat războiul. Așa îi spune și aici. Poate când a văzut Barac, uite câte cară se adună și așa uneori ne temem noi, frați și surori. Câte probleme se adună în jurul nostru, uneori chiar dușmani și atâtea se cumulează și se îngrămădesc. Recent parcă auzeam o vedenie sau era un cuvânt din partea Domnului, că unul se temea că venea spre el un val mare. Deci pe când a ajuns lângă tine s-a sfărâmat și nu ți-a fost decât așa la nivelul picioarelor. Așa se întâmplă uneori. Ne temem că se răstoarnă Himalaya peste noi și când acolo e o movilă care o poți trece cu piciorul. Dar asta este uneori mare teama în oameni, că ce se întâmplă? Dacă îi slujim Domnului
Și nu ne temem de Dumnezeu acestor lucruri din lumea aceasta, de Satan și oștirea sa, pentru Dumnezeu e simplu să ne poarte în biruință. Uitați ce spune aici. Domnul merge înaintea ta. Știți ce s-a întâmplat când Domnul a mers înaintea lui Israel prin pustie și prin Marea Roșie, nu? M-am gândit, așa cum scrie în Psalmul 139, știți că spune că Domnul ne înconjoară pe dinainte și pe dinapoi și își pune mâna așa peste noi, că așa hotărăște El. M-am gândit la evrei când au ajuns la Marea Roșie. Dacă nu erau egipteni în spate, când au văzut ăștia Marea Roșie, eu vă asigur că ăștia fugeau înapoi în Egipt. Ori fugeau încotro. Dar Dumnezeu foarte cu minte, a spus, măi, să nu-i scapă ăștia înapoi, înapoi pun pe egipteni. Dacă era numai egipteni înapoi și nu era mare înainte, ăștia nu dormeau noaptea, toată ziua, toată noaptea fugeau prin pustie. Că așa suntem noi uneori. Dar Dumnezeu e cu minte și ne blochează frumos și în spate și în față și le-a spus, măi, dormiți liniștiți, la noapte nu vă scoală nimeni. Eu nu știu dacă au putut dormi toți, că așa suntem noi uneori. Dumnezeu a spus, liniștiți, Dumnezeu merge înaintea voastră, înapoi vă ocrotește, dar noi ne complexăm și tot ne spargem. Pentru că te-o zi, ce o să fac în ziua aia? Știți? Și ziua aia, atunci e mai ușor. Haideți să avem încredere în Dumnezeul nostru. Este un Dumnezeu care ne vorbește, care ne conduce, un Dumnezeu care dă război. Spune Biblia că despre Dumnezeu că este un mare războinic. N-a pierdut niciun război. Și o să-l câștige și pe cel final și de la Armagedon și o să intrăm în împărăția sa biruitori. Domnul să fie slăvit. Ceea ce mai este scris aici, nu numai prorociile astea cum să-i ducă la război, dar împlinirea prorociilor, asta e frumoasă. Sunt frumoase prorociile, dar când se și împlinesc, asta e suta întreagă, știți? Spune aici de versetul 17. Da, citim de la 15, de aici e împlinirea. Domnul a pus pe fugă dinaintea lui Barac prin ascușitul Zebi pe Sisera. Măi, cum a fugit? A venit ăsta la război cu gând să fugă? Nici vorbă. A venit așa ca Goliat. Toate carele lui și toată tabăra Sisera s-a dat jos din carul lui și a fugit pe jos. Nu se gândea el că vine cu amfibia și merge așa cu infanteria numai înapoi. Barac a urmărit carele și oștirea până la Haroșet Goim și toată oștirea lui Sisera a căzut la scuțiul săbii, fără să fi rămas un singur om. Și Dumnezeu le-a spus ăștia, băi, numai 10.000 să meargă. Sisera a fugit pe jos în cortul Iaielei. Eu mă gândesc că dacă Barac mergea, acum când a rămas ăsta pe jos, îl prindea el. Dar nu a avut harul ăsta, că nu a vrut să creadă. Și atunci ăsta, uitați cum l-a condus Dumnezeu și pe ăsta. De ce nu a stat în front? Ca să se împlinească prorocia. Și eu venit lui ăsta, hai să fug în cort acolo. Săracul, dacă știa unde fuge. Fuge cu capul în loc de pe pernă, l-a pus pe catafalc. Ea a ieșit înainte și a spus, intră, domnul meu, poftim. A intrat, i-a dat ultimul pahar de lapte și ea spune în versetul 21, a luat un țeruș al cortului, a pus mâna pe ciocan, s-a apropiat încet de el și l-a bătut țerușul în tâmplă, așa că a răspuns până în pământ. El a dormise adânc și i-a rupt de oboseală și a murit. Ce curajoasă a fost femeia asta! Eu îmi vine să cred un lucru, nu era ea tot timpul așa curajoasă. Dacă era așa curajoasă, m-a omorat pe nu știu câți până atunci. Dar numai atunci a venit Duhul Domnului peste ea. Și a dat dovadă de un act extraordinar de vitejie. Când vine Duhul Domnului peste noi, nu mai suntem noi, ci Domnul. La orice lucrare și atunci, ești în stare să faci și nici ție nu trece prin cap, cum ai putut să faci așa ceva? Că Duhul Domnului vine peste tine și lucrează. Și apoi vine Barac, pe când Barac urmărea pe Sisera. Acum eu nu știu exact, urmărea să nu scape sau au crezut că mai îndulcește prorocia și totuși îl prinde el. Vino și îți vei arăta omul pe care îl cauți. Și pe când l-a văzut Barac, l-a văzut întins, băi, cum s-a uitat la el? Acum văd eu că se împlinește prorocia. Ai văzut Barac cuvântul Domnului? După cum l-a dat Domnul, așa s-a împlinit. Versul 23. În ziua aceea, cum a fost una din prorocii, azi îi dă Domnul mâinile tale. Când Domnul vorbește cu date, să știți că Dumnezeu are calendar, nu stă ceasul în loc.
Că se împlinește azi și nu a apucat să împlinește numai mâine dimineață. Nu! A spus că în ziua se dau în mâinile tale și a scris: în ziua aceea Dumnezeu a smerit pe Iabin și l-a dat în mâinile copilului Israel după cum a fost cuvântul dat. Și mâna copilului Israel a apăsat apoi grei asupra lor până a nimicit pe Iabin în împăratul Canaanului. Să privim spre un alt aspect al acestei prorociții Deborah, și anume cântarea ei care apare aici în capitolul 5. Vedeți, noastră, cântarea este o formă a prorociei. Poate să auziți și pentru noi unii prorocesc pe versuri. Dumnezeu e și poet. Se pricepe și la asta. Dar, de asemenea, nu doar că sunt prorocii pe versuri. Prorocia este un context foarte... cântarea este un context foarte favorabil prorociei. Amintiți-vă de Elisei care a spus să vină un cântăreț. Și David, care a fost un proroc deosebit, de asemenea a fost un cântăreț deosebit. De aceea este un mediu ambient plăcut pentru proroci cântarea. Aici, în această cântare, este și parte din ea ca prorocie. Și dacă ne uităm puțin atenți, eu vă citesc doar câteva versete, versul 3, ascultați împărați. Luați aminte, domnitori, voi cânta, da, voi cânta Domnului. Voi cânta din alăută Domnului Dumnezeului Israel, versetul 10. Voi care clăriți pe măgărițe albe, voi care ședeți pe covoare și voi care umblați pe drum, cântați. 12. Trezește-te, trezește-te, Debora, trezește-te, trezește-te și zi o cântare. Scoală-te, Barac, și adus robii la război, fiul lui Abinoam. Deci se pare că era... obișnuită Deborah cu cântările. Ce de fapt urmărea Dumnezeu prin aceste cântări care trebuiau să fie? Vedeți, cântările sunt ceva care sunt ca un pansament pentru suflet. Ei în închinarea lor la popoarele cananite, credeți că n-aveau și ei cântări? Ce religie fără cântările ei? Ce Babilonie din lume fără cântările ei? Există vreo distracție fără cântare? Fiecare slujire are cântările ei. Și când au fost aduse aceste noi cântări, astea vroiau să îndrepte poporul de la idolii Canaanului prin cântări spre Dumnezeul lui Israel. Și asta a vrut, printre altele, această prorociță, prin slujirea ei să facă. Și a venit, spune Biblia aici, ca o mamă în Israel. Și știți ce conțineau cântările lor? Uitați-vă nu numai aici și amintiți-vă din Biblie. Putem să vedem și aici. Era lucrările lui Dumnezeu cum s-au desfășurat. Astea erau puse pe versuri. De exemplu, spune aici versetul 4, când a venit Israel din Egipt spre Canaan, cum a ieșit din Seir, când a plecat din câmpiile Edomului. Apoi, mai departe, la versetul 17, acel război a fost pus pe versuri, Galadul, care au venit la război, care n-au venit, și întoarceți pagina ceva foarte interesant, din versetul 20, vă spuneam că au fost, este și parte de prorocie în cântare. Din cerul se luptau, de pe cărările lor stelele se luptau împotriva lui Sisera. Pârâul Chison i-a luat, suflete calcă în picioare pe viteș. Spune aici, în ajutorul Domnului au venit aceștia. De ce a câștigat Barac atât de simplu războiul? Acum ne-a spus în cântare Deborah că s-au luptat și îngerii. Discutam noi cândva că la Dumnezeu uneori infanteria asta, noi pământenii, suntem mai slăbuți, dar Dumnezeu stă grozav de bine cu aviația. Pe ăștia unii bagă, acolo se câștigă războiul. Așa ar vrut și ăștia să se lupte numai cu aeriana lor, dar ține ca mult. Dumnezeu într-o zi termine pe toți dacă vrea. Că lui Dumnezeu sunt atotputernici când vrea să îi învrednicească pentru o lucrare, că El este atotputernic. Haideți să înțelegem ceva pentru vremea noastră de acum. Să știți că și partea sfântă, închinarea în duh și în adevăr, are cântările ei. Dar și cei de afară au cântările lor și lucrările lor. Ce cântăm noi? Cum cântăm? De exemplu, spune Biblia, ce bine ieșea din gură cântarea de laudă celui
neprihănit. Dumnezeu primește cântările noastre și vrea să o facem așa din toată inima, în cântările noastre să preamărim lucrările lui Dumnezeu. Să ne fie îndreptată inima spre Dumnezeu în laudă. Ce folos ar fi să cântăm așa și inima noastră să fie undeva în altă parte? Și acest cadru al cântărilor, eu mi-amintesc cu plăcere ceea ce am auzit din gura dumneavoastră, că uneori în biserica aceasta s-a anestat în trecut când pe fond de cântare s-a trecut la rugăciune, la prorocii, la botize cu Duhul Sfânt și la alte lucrări binecuvântate. Să mai repete Domnul astfel de lucruri, să mai reediteze ediții noi la lucrări ca acestea, pentru că sunt binevenite din partea Domnului. Domnul să-și facă numele de slavă. De asemenea, să știți, sunt și alte în Biblie, alte cântări în Biblie, cu prorocii. Deci să reținem că Dumnezeu și în proză și în versuri poate să prorocească și este foarte frumoasă cântarea să se împletească cu prorocia. Amin. Să ne îndreptăm puțin acum mai departe la cealaltă soră prorociță, pe care dacă o să fim pocăiți, o să întâlnim în ceruri. 2 Cronici 34. Spune Biblia în 34:22, Hilchia și cei trimiși de împărat s-au dus la prorocița Hulda, nevasta lui Shalum. Și aici spune a cui era nevastă și spune că el era străjerul veșmintelor. Am amintit și din Judecători că la Debora îi scrie cine era bărbatul. Este și acesta un amănunt nu de neglijat. Adică și una și cealaltă era dintr-o familie binecunoscută în Israel. Dacă, când este vorba de slujbă la anumiți bărbați, li se cere o condiție și în dreptul nevestelor lor, să știți că și la acest aspect, în dreptul unor slujiri deosebite, trebuie să se știe cine-i soțul, cine-i partenerul de viață. Nu este totuna să fie oricine. De exemplu, imaginați-vă, o soră deosebită proștită, dar bărbatul nepocăit. Pot merge oamenii acolo la rugăciune? Poate să stea înaintea Domnului așa cum dorește să stea? Nici vorbă. Deci, în situații deosebite, când este vorba de slujire aparte, trebuie amândoi, așa cum spune Biblia despre Zaharia și Elisabeta, că amândoi erau așa cum trebuie înaintea Domnului. Ei, nu vreau să spun cu asta că dacă cineva are o soție nepocăită sau invers, nu poate să slujească într-un fel anume. Dar pentru o slujire deosebită se cere așa ceva, adică este obligatoriu. Și pentru toți este indicat, pentru că asta creează un mediu favorabil. Dacă nu, este o stânjenire. E împiedicată lucrarea într-un fel? Nu pot să se desfășoare lucrurile normal. De asemenea, ce îmi place la aceste femei, uitați la aceasta, soțul ei era străjerul veșmintelor. Nu și-au depășit limitele lor. Putea Debora să spună, eu vreau să fiu și comandantul armatei. Putea asta să spună, eu sunt o prorociță în Israel, în Iuda aici. Vreau și alte funcții. Izabela, de exemplu, Atalia, nu s-au mulțumit cu niște scaune mai inferioare. Au spus, vreau până sus, în vârf. De fapt, cunoaștem noi istoria cu Elena noastră care s-a dus. Cât de periculoasă este această problemă când cineva nu-și înțelege locul până unde este dat. Aceste femei, măcar că au fost niște femei deosebite în vremea lor, soțul lor a purtat un nume și și-au înțeles locul care le-a fost dat. Domnul să vă ajute și pe dumneavoastră să vă păstrați locul. Adică să lăsați și la soț loc. Că dacă nu-i mai lăsa loc, nu mai figura numele aici. Că acoperea ea tot și pagina lui. Dar așa i-a rămas numai cu pagina ei, chiar dacă ea a fost pe prima pagină. Dar măcar pe verso a lăsat loc și pentru bărbat. Să rămână și el acolo la locul lui. Să ne uităm acum la prorocia aceasta a ei. Mai întâi niște aspecte așa tehnice de lucrare. Spune aici în versetul 20, împăratul a dat poruncă la niște oameni, sunt dați aici cu numele, duceți-vă și întrebați pe Domnul pentru mine, deci pentru împărat,
Și pentru rămășița lui Israel și Iuda, cu privire la cuvintele cărții acesteia, care s-a găsit, căci mare mânie s-a vărsat peste noi din partea Domnului. Subiecții la prorocie. Te poți duce singur să întrebi la proroc. Direct. Dar uitați că în anumite situații poate să meargă altcineva să întrebe pe Domnul. Și Domnul a răspuns. Poate să existe un intermediar prin care este întrebat Domnul printr-un vas al său. Și a fost întrebat distinct. Odată pentru împărat, vom vedea noi, și apoi pentru popor. Și Dumnezeu nu s-a încurcat. A putut să transmită mesajul prin oamenii aceștia. Vreau aici să menționăm ceva. Vedeți, Biblia dă posibilitatea atât prorocului să vină la noi să prorocească, Dumnezeu i-a dat trimiteri la unii, du-te acolo și prorocește așa și așa. Dar de asemenea, Biblia dă posibilitatea, vedem aici, vedem la Samuel, vedem la Ieremia, când cei în cauză s-au dus ei la proroc sau la prorociță să întrebe. Sau au trimis pe altcineva pentru ei. Însă totuși, mare atenție, în mod special scrie în cartea lui Ezechiel, vor veni unii care nu sunt sinceri, unii la care Domnul nu vrea să le răspundă și spune în Ezechiel, dacă prorocul se va lăsa amăgit, își va lua pedeapsa și el ca și cel ce întreabă. Într-un fel, la proroc trebuie să fie orar 24 de ore, știi? Acum mai cu seamă cu mașini, cu trenuri, zi și noapte, pot veni oricând. Dar mare atenție din partea prorocilor, de la cine vin, pentru cine este mesajul. Și dacă noi mergem, nu să tot ispitim pe Domnul. Spuneam despre cele caiete care le-am văzut pline de prorocii, cât un testament. Dar nu-i nici Vechiul, nici Noul, e alt testament. Și la urmă nu prea percepe ce se descâlcească din toate. Astăzi la proroc, mâine la proroc. Măi, împlinește ce ți-o spus astăzi și apoi nu te du mâine, numai apoi mâine, mâine stai să împlinești măcar. Deci eu nu vă opresc nici pe proroc să nu-i primiți, nici pe dumneavoastră să nu mergeți, că doar nu sunteți cu cifru și ăsta e cifru la mine și numai dacă vă dau drumul să mergeți. Puteți merge, sunteți liberi, dar să ținem cont de ce spune în Biblie. Ca proroc, cine sunt cei care vin la mine? La cine mă duc? Deci subiecții la prorocie, prorocul, cel care e în cauză și eventual trimis și cine sunt, cu ce umblă, cu ce scop. Pentru că apare aici un al doilea amănunt. Versetul 22, uitați-vă partea finală. După ce au spus ce aveau de spus. Noi în general procedăm așa. Am o cauză înaintea Domnului. Că ne este teamă că prorocul, dacă mai spunem ceva, simulează, obișnuim noi să spunem, la urmă discutăm. Nimic împotrivă. Dar vreau să vă spun că uneori, ceea ce s-a întâmplat aici, pot să dai anumite detalii. Mai cu seamă când cunoști vasul că este un vas al Domnului și este nevoie să dai anumite detalii. Ăștia au spus, uite cu ce problemă am venit. Ei, când vrei să testezi un proroc, atunci nu-i spune cu ce problemă ai venit. Deci e vorba de un om care îl cunoști și mergi înaintea Domnului și atunci îi spui ce problemă ai. Asta nu este obligatoriu, este o chestie facultativă. Îi spui ceva la proroc cu titlul general sau poți nici să nu zici nimic. Simplu te rogi. Că doar Duhul Sfânt și nici prorocul nu sunt un aparat care îl bagi în priză, îl scoți din priză. Musă-i să prorocească. Dacă nu cântă, dai cu pumnica în castofon, că de ce nu mergi? Asta este voia Domnului dacă spune sau nu spune ceva. Și un alt amănunt spune aici în 24, așa vorbește Domnul. Iată, voi trimite nenorociri peste locul acesta și peste locuitorii lui, și apoi 26, dar să spuneți împăratul lui Iuda care v-a trimis să întrebați pe Domnul. Mesajul a fost dat. N-o să greșim destinatarii la cine îi trimitem? Ce se întâmpla aici dacă încurca? Să spună la popor ce-o fost pentru împărat și la împărat ce-o fost pentru popor. Cum îi le îmbăta de cap? Mare atenție când scriem numele pe plic. Scriem scrisoarea, o băgăm în plic, dar acum mare atenție, la cine o trimitem? A cui este lucrarea? Uite, asta e pentru Iosia și asta e pentru popor și locuitorii Ierusalimului. Că și aici se pot încurca lucrurile.
Numai un pic, vedeți dumneavoastră, la o prorocie, dacă schimb ceva, ai dat totul peste cap. Și dacă și în rest, pentru un cuvânt care nu-i la loc, poți să fii tras la socoteală, să fii osândit, dacă schimbi un cuvânt în prorocie. Biblia spune la Scriptură și Scriptura e cuvântul Domnului. Dacă vrei Scriptura, în mare parte din ea e o prorocie. Cine adaugă și scoate ce-i cu el? E bai mare, nu? La prorocie nu-i tot așa? Să spunem aminu și să trecem bine destinatarul. Și noi să înțelegem bine pentru cine a fost și cum a fost. Eu nu dau vina întotdeauna pe proroci. Și oamenii sunt câlciți uneori. Că lor li se pare că așa a spus. Și apoi în stare să dea vina pe proroc. După cum se spune despre meseriaș. Eu nu cred că meseriaș este așa de răi cum se spune. Că meseriaș e mincinoș. Nu. Oamenii fac pe meseriaș mincinoși și pe unii proroci, clienții fac proroci mincinoși. Nu ei sunt proroci mincinoși. Nu că așa mi-a spus. Că el nu mai ține minte cum a fost și interpretează cum vrea și apoi prorocul devine, nu? Dar nu cumva o să spunem până la urmă că Dumnezeu îi devine. Deci mare atenție și la proroci și la ceilalți. Și acum să urmărim efectiv conținutul prorociei. Uitați, dumneavoastră spune în 21, duceți-vă și întrebați pe Domnul cu privire la cuvintele cărții care s-a găsit. Au întrebat ceva referitor la Scripturi. Sunt unii oameni care nu înțeleg poate exact un lucru din Scriptură. Sau nu-l înțeleg dacă acum se împlinește în generația asta sau nu acum. Și uitați, Domnul le-a răspuns. Și ce e foarte frumos, spune aici, versetul 24, așa vorbește Domnul, iată voi trimite norociri peste locul acesta și peste locuitorii lui și anume toate blestemele scrise în cartea care s-a citit. Prorocia asta s-a încadrat în Biblie. Știți cum a prorocit? Cam așa cu alte cuvinte, să va împlini ce e scris. Dacă în prorocie zicea, Dumnezeu între timp s-a gândit să vă mai taie din blesteme, că sunt multe prin Levitic și Deuteronom. Sau dacă m-a apăsat puțin prorocul să spună, între timp când a văzut Dumnezeu câte faceți, m-a adăugat câteva blesteme. Nu, nu, prorocia a rămas la Scriptură. Se va împlini ce e scris. Și atunci prorocul e proroc. Că Dumnezeu, El a prorocit în Biblie și nu peste o săptămână sau peste 100 de ani schimbă prorocia. Doar ceea ce e scris în Biblie. Și uitați-vă cum a fost o prorocie pentru popor, versetul 24. Peste locul acesta și peste locuitorii lui, versetul 25, pentru că m-au părăsit și au adus tămâi altor Dumnezei mâniindu-mă prin toate lucrările mâinilor lor, mânia mea s-a vărsat asupra acestui loc și nu se va stinge. Ei trecuseră de perioada de grație, de iertare. Să reținem la tot ce e scris aici în Biblie. Nu mai vine peste noi ce a venit peste evrei. Peste ei a venit întâi. Avem și noi blestemele noastre. Au avut tineri azi la studiu întrebări și răspunsuri din cartea Apocalipsei. Care sunt mai grele, alea din Deuteronom sau alea din Apocalips? Mă tem că paharul e mai plin la urmă. Și de unde începe judecata? De la noi sau din lume? Începe de la noi? Dacă ar fi să întrebăm acum pe Domnul, printr-un proroc, tare, tare uneori este rău, că prorocii dau alte verdicte, nu ce e scris în Biblie. Cam așa ar trebui să prorocească un proroc când îl întrebăm, ce se va alege cu locul acesta, cu biserica și cu lumea? Dacă nu se trăiește ce e scris, vine ce e scris. Cam așa trebuie prorocia să sune. Bine, cu cuvintele care Domnul le dă, dar aceasta este ideea. Dar acum altceva ce poate ne interesează pe noi individual. Prorocia pentru Iosia. Versetul 26. Dar să spuneți împăratului. 27. Pentru că ți s-a înduioșat inima. Pentru că te-ai smerit înaintea cuvintelor lui Dumnezeu. Când s-a înduioșat? Când ai auzit cuvintele rostite de el împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor lui, pentru că te-ai smerit înaintea lui, pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea mea. Și eu am auzit, zice Domnul, eu sunt pentru prorocie. Fără prorocie suntem pe nicăieri, ca fără Dumnezeu. Dar să nu dăm la o parte nici cuvântul. Iosia și-a sfâșiat hainele mai întâi când a auzit citit în cuvânt, în Biblie, predica. Și apoi și la prorocie a făcut identic. Dar unii
numai la prociere acționează. Nu-i bai dacă e bună, măcar atunci, dacă cuvântul nu-ți ajunge. Dar să nu facem la o prociere greșită. Ăsta și-a smerit hainele la predică. Noi uneori suntem așa puțin ne la loc. Același cuvânt uneori, dacă l-auzim în predică, ni se pare obișnuit, cine a scris Pavel. Dar dacă l-auzim printr-un proroc, poate ni se pare puțin mai desperiat. E la fel de categoric ce spune Dumnezeu. Mai întâi în Scriptură și apoi dacă întărește cu ceea ce se spune împărat în fața cuvintelor din Scriptură. Și unii nu împărați. Câte un copilander sau câte unul care se crede deștept. Citești din Biblie și îi spune, ce e asta? Într-o biserică, niște frați s-au sculat ispitiți la un moment dat și dimineața, ca să nu lase să desfășoare slujba, s-au apucat să cânte. Și când a terminat cântarea, o să mai cântăm o dată. Și ca să conturbe serviciul până la 12, au cântat-o de 3-6 de ori o cântare. Este caz real ce vă spun de la noi din țară. Frații s-au sesizat, s-au venit, s-au făcut adunare generală să ia măsuri. De ăsta care era liderul răsculaților, când au luat ăștia măsuri și au făcut un proces verbal, au spus, ăsta e nula. Și fratele a spus, noi îl facem ca înaintea Domnului. Dacă tu crezi că te joci cu Dumnezeu, joacă-te. La câteva zile, dacă nu cumva a doua zi seara, s-a dus în satul vecin și în timp ce mergea cu bicicleta, l-a prins seara. Și l-a oprit polițaiul din comuna respectivă. Și a spus, unde-i farul de la bicicletă? La unde? N-am. Bă, ăsta nimic. Parcherea de neclintit. Unde-i farul? Ce măi, acum la rost pentru o nimica tot? Și polițaiul a devenit foarte intransigent, ăsta s-a supărat și a dat o palmă la polițai. Bineînțeles că l-a dus la post și i-a dat 6 luni la penitenciar. N-a vrut 6 luni la disciplină, asta 6 luni la umbră. Când a venit de acolo, n-a mai zis că e nula. 6 luni a primit, 6 luni a dus. Căci cu Dumnezeu nu ne jucăm, că El este sfânt, slăvit să fie numele Lui. Eu mai bine aș zice, când auzim cuvântul sau o prorocie, să ne smerim, să ni se înduioșeze inima, să plângem, nu neapărat să ne rupem hainele, dar în inima noastră să ne sfâșiem, să ne coborâm și ascultăm de Dumnezeu și Domnul să ne ajute. Dar mai ceva, pe moment plângem noi, am auzit noi pe mulți plângând la rugăciune, dar atât le ține plânsul până ies pe poartă sau până se suie în mașină, după aia dau pe glume. Dar au zis la ăsta ce a făcut. Plâns atunci, dar au zis după aia de la versetul 29, împăratul a adunat biserica. Că așa e în cuvânt și așa a și fost și prorocia. Și ce frumos este când mor cuvântul și o prorocie vine să te ajute. Fie ea și printr-un bărbat sau printr-un credincios. Apoi s-a suit la casa Domnului, a strâns pe toți. De la cel mai mare până la cel mai mic, a citit înaintea lor toate cuvintele cărții legământului, a spus, măi, eu am citit în Biblie și au zis cum sună. Hai, veniți și voi să citim cu toți în Biblie. A adus pe tot poporul la adunare și chiar pe copii a adus. Împăratul stătea pe scaun de domnie și au încheiat legământ. S-au îndatorat să păzească. Și au făcut legământ, versetul următor, versetul 33, apoi Iosea a îndepărtat toate urăciunile din toate țările copilului Israel și a făcut că tot ce se afla în Israel să slujească Domnului Dumnezeului lor. În tot timpul vieții lui nu s-au bătut de la Domnul Dumnezeul părinților lor. Ce frumoasă împlinire! E frumos să ai o prorocie de care să te poți ținea, care să fie potrivit cu cuvântul, dar atunci e frumos când o împlinim. Ce folos că predică avem și spunem noi, frați, atâta să predică. Har Domnului sunt și proroci, dar cu împlinirea suntem un pic mai în urmă, așa-i? Cam pe când ne adunăm și să facem cum să predică și cum să prorocește, cam pe când ne adunăm, frați de la Betel, cam pe când? Mai lăsăm puțin, nu? Da, de mai predică predicatorii puțin altfel și da, de ne mai îndulcesc prorocii. Ăștia când au auzit, unul a predicat, unul a prorocit, s-au adunat toți și la împlinire. Amin. Așa e corect să fie. Odată a vorbit Dumnezeu și de două ori am auzit eu. Dar noi ne-am obișnuit să auzim des și să facem rar. Doamne, păzește-ne de așa ceva. Și să încheiem
cu două lucruri scrise, cu două lucruri despre aceste femei prorocițe și în general despre lucrarea aceasta de prorocie în biserică. În situații de criză, cum a fost cazul Deborei, toată țara era în robie, poporul Domnului purtat pe aripi ca de vulturi din Egipt până în Canaan, era sclav la cananiți și ei se închinau la zeii Canaanului. Și a ridicat Domnul o prorociță și printr-o prorociță a făcut o mamă în Israel și a pus națiunea pe picioare. Mai târziu, în al doilea caz, Iosia era oarecum credincios, dar Biblia era uitată și prorocița aia stătea simplu acolo, în cealaltă parte a cetății. Au citit în Biblie, au apelat la o prorocie și o generație întreagă, lucrurile au mers ca pe roate, după voia Domnului. O generație întreagă s-au pus lucrurile la punct și până au încheiat ei viața, totul a fost bine. Ce frumos ar fi să fie și generația noastră o generație frumoasă, în care să-i slujim Domnului. Este foarte important să fie așa. Vedeți, într-un caz și în altul, totul a contat dintr-o prorocie. Și acum se naște întrebarea, să ascultăm de proroci în situații de criză? Dar dacă porneau război și nu câștigau război? Eu am înțeles ceva de aici. În situații de criză este important să vină Dumnezeu cu prorocie. Dar în situații de criză nu asculta de orice proroci, ci de prorocii cunoscuți, care îi știi și îi cunoști și în care ai o bază. Vă dau și alte cazuri din Biblie. Ierusalim era înconjurat de asirieni, Ezechia era împărat. Credeți că nu era alți proroci în afară de Isaia la care să meargă să întrebe? Plin de proroci, că Israel a fost o țară plină de proroci. Într-o situație de criză s-au dus să întrebe pe Isaia, nu pe altul. În vremea lui Moise, când aveau o nelămurire, se duceau și întrebau pe Moise, că știau că Moise, Isaia, Hulda, Debora, primesc descoperiri de la Domnul. Eu vă îndemn să țineți cont de proroci. Consultați și pe alții care sunt formare. S-au avut așa, una albă, una neagră. Se întâmplă uneori și din astea. Dacă când e vorba de o hotărâre capitală în viață, atunci alegeți un proroc cunoscut la care să apelezi. Un proroc care îl știi că ce vorbește Domnul prin el este da și amin. Nu da și om vedea. Nu te duci în situații de criză pe orice proroc, ci pe proroci cunoscuți, asta spune Biblia. Proroci cunoscuți, știuți, care știi că au o viață cu Domnul, care au experimentat lucrarea lui Dumnezeu. Asemenea, proroci se consultă în situații deosebite. Și dacă este nevoie să-i consultăm, este mare har, harul să asculți de proroci și să vezi împlinită prorocia. Nu te încăpățâna să nu asculți. Când au fost duși Israel în Babilon, spune în Isaia, în Ieremia 42, că s-au adunat mai mulți în frunte cu Iohanan, fiul lui Careah, și au zis la Ieremia, auzi, întreau pe Domnul, să ne coborâm în Egipt sau nu? 10 zile a stat până ne-a dat răspuns prorocul Ieremia, primit din partea Domnului. L-au ascultat ei? Nu. Măi, au stat 10 zile și tot a făcut o prostie. Atunci mai bine o făcea fără să mai întrebe pe Domnul. Mai bine se ducea de capul lor să nu-și mai tragă o sândă pe cap. Dacă tot întrebi pe Domnul, atunci ascultă-L, nu-L ispiti, nu întrebi pe Domnul numai să văd dacă zice ca mine. Cum se spunea duminică seară, legile lui Dumnezeu sunt votate, noi numai le împlinim, nu știm dacă e așa, ascult, dacă nu, nu. Ei, când tragi la sorți, atunci fii hotărât să asculți și iese sorțul. Când te duci la un om al Dumnezeu să întrebi, ori consulți Biblia, atunci împlinește-o, că spunea Domnul Iisus, cine a cunoscut mult și nu face, ei, capătă, nu ele, potrivit cu cunoștința care a avut-o. Poate ni se pare nouă în situații din astea, dar cum să ascult eu de un om, măi? De ăla să dea verdictul pentru mine? Putem să spună, Barac, dar cum femeia asta, tot Israel se spune că am ascultat de o femeie? Măcar că pare ascultarea ca de o femeie sau ca de un om,
Spunea Domnul Iisus, cine vă primește, vă primește pe voi, pe mine, mă primește. De fapt, noi nu ascultăm de proroci, chiar dacă pe undeva de ei ascultăm, ci ascultăm de Domnul care vorbește prin proroci. Dar ce frumos e când ascultăm și când împlinim și când toate lucrurile se împlinesc ca atare. Uitați, aici doar un verset mai reluăm din Judecător 5, versetul 9. Inima mea se îndreaptă spre căpetenile lui Israel, spre aceia din popor care s-au arătat gata să lupte, binecuvântați pe Domnul. Inima proroșilor, într-un fel, se cuplează și prin inima lui Dumnezeu spre aceia care sunt gata să facă ce zice Domnul. Și am citit dincolo de la Iosia și nu mai repetăm. Cum urgent s-a dus și pe baza unei prorocii racordate la Scriptură, a provocat biserica întreagă să împlinească. A fost bine că a împlinit? Veneau peste ei prăpăți și puteau să întrebe, da de unde? Nimeni nu știe nimic. Nouă Dumnezeu ne-a dat harul să știm, să-i slujim unei asemenea Dumnezeu, să-i prețuim pe proroci, să-i grijim ca să se formeze, să nu-i exploatăm cum nu trebuie exploatați, necorespunzător, ca și noi, și ei, și predicatorii de asemenea, slujitori, și despre ce spune Biblia, vedeți, ascultați, grijiți, dați-le într-un fel ceea ce trebuie, cinstea cuvenită, ca să poată să funcționăm bine. Spune în Proverbe, dar de folos în toate, în Eclesiast, în toate privințele este un împărat prețuit în țară. Dar prorocul e prețuit în patria lui? E rău că nu-i prețuit. N-a fost rău că n-a fost prețuit Iisus în Nazaret? E rău că nu-i prețuit. Unul rău, ăsta nu trebuie da doi bani pe el. Eventual ăștia să pocăiască. Da, unul bun trebuie prețuit, trebuie ascultat, fie că e vorba de proroci, fie de altă lucrare. Și Domnul să ne binecuvânteze cu asemenea oameni, ca în momentele de criză să avem unde să mergem prin ei la Dumnezeu. Dumnezeu să ne vorbească, să racordăm la Scripturi și noi să împlinim. Și după ce o fi biruință în urmă, să cântăm, să dăm slavă Domnului. A Domnului să fie slava în veci. Amin.